Bună dimineața, prietenași mei frumoși și drăguți. Suntem în a doua zi de filmare și suntem aici alături de draga noastră Ileana. La câte trezi, Cezar? Eu? La 7:30, tu? Și la 6:30. Mamă, ești mai tare ca mine și aici avem pe, cum te cheamă, prințesa mică? Ecaterina. Ce mai face Ecaterina? Bine. Crezi că o să-ți placă filmul ăsta pe care le facem? Da. Hai să te uiți la el? Dacă vă lasă mami. Te lasă? Eu zic că te lasă mami, că e ceva frumos. Scrie ceva frumos, da? Da. Bine. Dar știi unde suntem, Cezar? Ia zi, unde suntem? Zi tot. Spitalul de recuperare Arcadia e cel mai nou spital care s-a făcut în România. Și cred că e singurul spital de recuperare. Cel mai nou. Spital din România? Da, da, din ăsta super avansat. Foarte șmecher. Deci, dacă cineva are o problemă avansată de sănătate, aici spitalul este. Spitalul de recuperare Arcadia, în Iași, în Bârnova, e superb. E superbă zona. S-a rezolvat, ați auzit, da? Bun. Bun. Stai, stai. A, de acolo luăm? Prietenașii noștri, domn doctor, încep repetițiile. Vă fac fermii, toată lumea se pregătește. Fiți pe fază, ce frumos arată aici. Am zis unde suntem? Unde suntem? Am zis la început, am zis. Am zis. Dar ia uitați, bă, frații mei, cum arată aici, băi, zici că suntem la hotel. Wow, frumos. Zici că suntem la hotel. Ma. Ne apucăm acum de treaba prietenaș și revenim cu alte imagini din ziua 2. Două inimi. Bum! Fiți atenți, frații mei. Ne apucăm de treabă frumos. Ne punem și la culcare un pic, la năniță. Bum! Pregătim tot ce trebuie ca să iasă totul bine pentru voi. Două inimi, frații mei. Ha. Echipa de filmare acolo. Domn regizor pregătește camera. Domn regizor, ești pregătit de treabă? Sigur că. Așa te vreau, bă. Domn doctor, bă. Eu nu e ce stau, sincer, așa, să fiu chill. E atât de frumos. La odihnă, da. Da, da, e mai frumos decât multe alte hoteluri. Și este, e cel mai transformat spital de recuperare din România. E superbă. Mă mică. Doar, stai puțin. Am terminat de făcut story. O să crezi. O să fie bine. Nu trebuie să o rezolvă la lecție. Hai să nu ne contrazicem chiar acum. Și că poți să ne lasă tot. De care a dat un moment. Hai, odihnește-te. Ai nevoie. Ok. Ok. Să fac. Ești bine, mamă. Ai o inimă puternică și mamă mare. Și mamă? De acolo, de acolo. Că ești bine, mamă. Că ești puternică și mare. Ca tine. Mă întorc să te iau. Odihnește-te. Vor să-ți mai facă niște analize. Am rupt spatul? E bine. Stați acolo. Continuați. Trebuia să pleci de la muncă. Sunt bine, mă. Voiam doar să știu unde sunt. Ce s-a întâmplat? Unde sunt? Trebuie să intru? Da, da, ce s-a întâmplat? Mai devreme. Eu am întors capul de nebună. Bine ați intrat. Eu am întors capul de nebună. Hai să-ți dau eu, să zic eu, Ionuț, stop, hai stop. Deci, fii atent, ce s-a întâmplat? Și eu scriu, Ionuț! Eu o să mă scot eu de pe sunet, da? Aștept ușa. Da. Ușa se închide. Ușa se închide, suntem la minusul număr, frații mei. Am fost să luăm niște gustărele pentru echipa de filmare, pentru că filmările, ca de obicei, este super, voie bună, distracție, interes și totul este bine, bă, frații mei. Avem bănânuțe, covrigi. Fiți atenți după cine mergem noi acum, bă, prietenașii mei frumoși, în ziua 2 de filmare. Ce fac frățelor? Uite-mi bine, acum am ajuns. Trebuie să somn, da? Ai venit tu la 1? Păi, acum am scena. Știi că se începe de la 8 eu? Da, știu. Tu ce cauți la ora 1? E la 1 ziua, bă, frate. La 8. Am la 8. Am scena, să mă odihnesc. Am terminat la 3. La 3? Până la 3 sunt mă odihnesc? La 3 am reușit să pun capul pe tână. Ai reușit atunci? Dar da. La câte termină filmările? La 1 și ceva. O durat ceva. Tot acolo în parcare, la palat. Vai, de viața mea. Asta înseamnă să fie actor, bă, frații mei. Asta înseamnă să fie actor. Muncă multă, fără somn. Dar pentru voi, pentru că vă iubim.
prietena și mie frumușei, i-am lăsat acolo pe Iuliana și pe restul echipei să filmeze, așa că eu împreună cu frățiorul meu, Ceanu, Zen de fapt, eu sunt Markel Zen, mergem să luăm de păpică ca să băgăm la stomacel, să avem energie ca să filmăm, așa e frățiorul. Da, 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 și pentru toată echipa să fie frumos. Am plecat la drum, frații mei. Let's go. Gata, mă, oameni buni, am luat și mâncarea hap-hap de la casa grătarului, frumos, nu? De la numai în spatele, mă uitam în spate, după aia, bă, frații mei, dar am uitat că le-am pe toate în brațe la mine casă, ducem de mâncare acolo la familion, să avem energie pentru filmare, bă, frații mei, acum plecăm înapoi la spitalul Arcadia, de unde am plecat. Bum, mergem înapoi, pardon. Dar întâi, mergem să luăm ceva de băut, da? De la benzinărie, uite de aici, la Petrom, da. Ha. Puți băieții pe TikTok-ureal, bă. Alții muncesc acolo, alții fac TikTok-uri. Și ți-ai pus acolo? Ai, mâna aia. Ia, ia, hai să vedem. Stai să vedem. Ce faci acolo, domn director? Te aștept. Hai, vino-mi place. Hai să facem un contract. Băi, ia să vedem. Artistul la Zen Music, nu? Sau cum vine? Asistenta, stai, da, alo. Da, da, cum? Lenuța, hai, vino. Lenuța, ia uzi. Să semnăm aici. Ce face domn Cătălin? Am venit aici la domn manager să semnezi un contract cu el. Ești directorul directorului? Vine Lenuța. Directorul directorului. Șef. A venit Lenuța? A venit Lenuța. Hop, 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 hop. Ce fac băieți acolo? Continuăm distracția, frații mei, continuăm distracția. Matias. Cine-i iubită tău, Ana? Eu n-am iubit, cine-i iubit? Ana? Zora are. Zora, Zora, pardon, Zora. Cine-i iubită tău? Hă? Hai zi. Dar ce te interesează, Mar? Hai zi. Cine-i iubită tău? Spune-ne și nouă, spune-ne la prietenaș. Dar cine-i iubită ta, Mar? Cine-i iubită mea? Nu, n-am iubită. Ce? Cine e micuțul ăsta? Cum? Când a căzut? Ce? De pe camera de la Arcadia. Ia să vedem, ba. A căzut cineva? Unde? Cine a căzut ea? Ia să vedem cine a căzut, ne arată aici. Ce-i ăsta? Mamă! Cum a reușit să fac asta? Poate fi... Vai! Ia, arată-i, bă! Săracul. Da, te rog. Săracul. Mamă, 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 și camera? Camera o supraviețuit? Da, ce-i face, Anoșca? Bine, aștept să filmezi. Îți place la filmările pentru filmul Două Inimi, care va fi în decembrie lansat? Pentru primele două zile. Da, ești foarte drăguț, arăți foarte bine astăzi. De somn. De somn? Deși n-am filmat eu, dormit, doar am stat aici, am asistat, dar tot mi-e somn. Frățiorii mei, punem pauză la acest vlog pentru că trebuie să mă duc după mâncare. Hai după mâncare. Bă, prietenașii mei, trebuie să mergem să luăm mâncare la lume. E așa, Anușcă? Da. Așa e, bravo. Trebuie să mergem să luăm mâncare la prietenașii mei frumoși aici de la Sihrănescă, pentru că suntem aproape pe finalul celei de-a doua zi. Mă bâlbâi. Cele de-a doua zi de filmare pentru Două Inimi. Acum nu te mai bâlbâi, nu? Nu mă mai bâlbâi, gata. Te uiți la mine, nu la tine. La tine nu mă mai bâlbâi, așa e. Hai după mâncare. Hai, hai. Nu fără oprire, hai. Știi ceva de el? Așteaptă să termin, nu te amesteca peste mine, hai. Încă o dată. Auzi, fată, hai. Acțiune. Auzi, fată, nu mai găsesc caietul ăla. Știi ceva de el? Sunt sigură că l-am pus în geantă. Trebuie să fie undeva. Mai apasă. Hai încă o dată, sunt sigură că l-am pus. Sunt sigură că l-am pus în geantă. Trebuie să fie undeva. Bine, bine. Hai, dacă dai de el să-mi zici, da? Cine te-a băgat în seamă? Uitați cum dormi. Acum, idolul vostru dă-mi nimic. Hai, mai dă o dată mine. Mai dă o dată mine, hai. Mai dă o dată mine. Ai văzut-o? E martor. O văzut cum a dat mine. Pușcăria te mănâncă. Ați auzit? Ați auzit? Pușcăria. Tu și vrei, știi, bagi în seamă.
O dată minim. O dată minim. Băi, băi, tu unicornilor. Tu ai dat miliona. Băi, uite, uite, uite cum a dat mine. Uite cum a dat mine. Ați văzut? Am dat tare, am dat tare. Recunosc că am dat tare. Dacă ești o fetiță și te doare. Te doare, am dat tare. Ce și te doare, nu? Să nu fiți o fetiță. Deci, Ani e frică de lift. Ani e frică de lift. Hai să sărim în sus. Băi, te omor! Nu sare, te vezi! Ai, bă! Tu nu știi cum să mori mai repede! Dă un clap, dă un clap, dă un clap în fața camerei, repede. Hai, acțiune. Hai, îți faci părul, mai dă-l mână un pic, mai dă un pic în mână, așa. Foarte bine. Hai, lasă-l acolo. Așa, ia ăla. Hai zi. Iubi, grăbește-te, întârziem. Vreau să fie lume multă când comand roaba cu șampanie la club. Bro, ți-am adus mașina. Sigur, apreciez. Ok. Hai cu stop, hai că n-a fost. Dar așa vreți voi. Grăbește-te, întârziem. Vreau să fie lume multă când comand roaba cu șampanie la club. Bro, ți-am adus mașina. Mersi, bro, apreciez. Hai un pic mai puțin la urmă. Mamă. Călbește în direct. Mai jos? Mai puțin? Poate e cam mult. Da, mai puțin. Stai un pic, stai. Un pic și mai puțin. Mai dă puțin glos, mamă. Ești plină de glos. M-am gândit unde ne facem o bornă. O să închideze tatii un castel la Como. O să vină multă, multă, multă lume. Sophie, o să vreau să avem o discuție. Noi doi, chestia asta... Alo, Zora? Da. Da, hai că vin acum. În 10 minute sunt la tine. Nu, 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 se întreagă cu Marc. Ce-a făcut? Hai, lasă-mă, nu cred. Vreau, ți-am adus mașina. E sigur, apreciez. Te așez. Să știi că am ales locația pentru logodnă. Frățiorul, mâine avem studio, poate nu stăm prea mult. Trebuie să fii fresh. Și avem și piesă de înregistrat. Hai voi, Marc, relaxează-te. Hai să ne distrăm și noi puțin. Iubițele, să știi că am locația pentru logodna noastră. O să închideze tati un castel la Como. O să vină multă, multă, multă lume. Da. Bă, frații mei, am rămas blocați în lift. Am rămas blocați în lift, băiurile mele. Frumoase și drăgălașe. Am rămas, n-am rămas. Dar cam aici se încheie a doua zi de filmare, frățiorii mei, așa că ne vedem zile următoare cu ziua 3. Bă, fratele, bă, iubește, cu ochii pe canalul meu. Bum!